Bună ziua! Wow! Bună ziua! A zici că am ieșit din mină, nu? Doamne, ferește! Ai avut o reacție foarte neașteptată, iubirea mea. Îți place ce bine arăt astăzi? Parcă mi se pare că toate imperfecțiunile sunt ascunse de acest, de această nuanță, nu-i așa, care mi se potrivește. Mi-am aplicat crema asta. De fapt, e o mască. Masca de la Nuxe. Și că trebuie să stau 2 minute cu ea, cred că m-a uitat Dumnezeu aici, cred că am 20 de minute de când o am pe față și mi-e și teamă să o mai dau jos, că cine știe ce descoper acum. Salutare, bine ați venit la vlog! Și eu astăzi chiar mă pregăteam să întreb pe Delia și să vă întrebăm și pe voi despre Isle of Man. Și nu mă așteptam să se pregătească ca și cum am merge în junglă. Că nu e junglă, domnule, acolo. Este dita civilizația. Culmea este chiar un centru financiar incredibil de dezvoltat. Și habar nu am avut. De aceea noi în vlogul ăsta pentru voi o să avem foarte multe întrebări. Știi, domnule, că Isle of Man este un fel de tax haven? Păi de-aia m-am deghizat așa, ca să fiu camuflată, să pot să... Să nu mă găsească taxman. Da, știu că Isle of Man este o treabă foarte interesantă. Pe mine mă interesează mai mult, sincer, mai puțin din partea asta de la finanțelor, cu toate că sunt foarte deep băgat acum în treaba asta. Mă interesează mai mult pe călătorie, pe cafeluțe. Spuneți-mi ce cafenele aveți pe acolo. Spuneți-mi dacă există dulciuri speciale, bucătărie de un anumit fel. Eu lasă-mi gândul la vacanță, domne. Apropo de vacanță, vrem să mergem în Isle of Man după ce ne întoarcem. Am reușit să găsim ceva bilete de ferry care sunt, domnule, rezonabile la preț, că este teroare ce se întâmplă acolo. Dar vreau să vă întreb un lucru. Dacă, în primul rând, aș vrea să știu dacă există români care sunt stabiliți pe Isle of Man, care au joburi acolo, care practic au o viață acolo. Că ce am înțeles și cel mai interesant lucru, ia să mă dau și eu, domnule, lângă tine aici. Am înțeles și cred că ăsta e cel mai interesant lucru, că iau... Că diferim la culoare. Da, cred că da. Așa, există la ei o monedă de 5 lire și ce că ei au moneda lor, care se numește Man Pound și ei se numesc nice. Manx. Nice. Dar, dar nu putem să folosim moneda de la ei, înțeleg, aici în UK, însă toate monedele de aici în UK putem să le folosim la ei, toată moneda, mă rog. Interesant, înseamnă că au și o banca lor, nu? Bănuiesc, dar vrei să spun ce e și mai interesant și vreau să-mi spuneți dacă e adevărat. Eu asta am citit acum, rapid, așa, printre rânduri. Deși este cele mai multe locuri de muncă, ce că ar fi în zona asta, a finanțelor, a serviciilor financiare. Ne mutăm. Fii atent aici. Ei nu au nicio universitate. Da, păi lumea vine, face universitatea aici pe insula exact, mare la și Liverpool. Se mută pur și simplu pe insula mică și trăiesc the best life. Trebuie să fac și eu așa, că și așa m-a întrebat cineva în comentarii dacă eu fac facultate acum. Da. Am zis eu că fac finanțe. Fac echivalentul facultății, pentru că facultatea am terminat în România, a ceea ce înseamnă finanțe aici, adică AAT, sunt aici foarte băgată în acest... În acest subiect de data aceasta. Și că, acest subiect de lângă, ia da, uitați-vă. Ăsta l-am primit acum, l-am găsit pe jos. Uitați-vă ce învăț eu acum. Învăț despre spălarea de bani, tot felul de elemente de etică, tot felul de legislație, 14 ani de mititica dacă speli bani, 2 ani dacă spui minciuni care au legătură cu spălarea de bani. Deci, practic, sunt puțin pe partea asta de etică, legislație, mi se pare fascinant. Tu realizezi că un vlog întreg vei avea fața asta. Și, bineînțeles, cu această față, vă rog să mă credeți că par un om serios, am terminat astăzi de citit această carte, am citit-o, vreau să vă spun, în 2 zile, deci este o carte foarte ușor de citit, are și exerciții cumva în ea, dar un story de exerciții. Ai zis de foarte ușor de citit? Da, e foarte light și pentru cei care studiază în zona asta și mai ales cei care fac AAT, vă recomand această carte, nu ca pe o Biblie unde găsiți adevărul despre finanțe, ci mai degrabă dacă cumva vreți să vă familiarizați cu concepte, aceasta e o carte bună. Dacă sunteți manager și vreți să aflați mai multe despre partea asta de finanțe, dar nu vreți să intrați neapărat în finanțe, dar trebuie să știți mai multe despre cum funcționează o companie pe partea asta, iarăși vă recomand. Sper că m-am făcut înțeleasă, pentru că cu această față, cred că sper să fiu foarte clară, pentru că e clar că nu o să fiți atenți la ceea ce spun, ci mai mult la cum arăt, dar e ok. Mă duc să mă spăl pe față și eu propun să iau o pauză, că am învățat de azi dimineață, tot stau aici la birou, am mai fost și jos pe canapea, mă mut de, mă fuții de colo-colo să-mi găsesc un loc și să mergem să bem o cafeluță, nu?
Altă viață ai putea spune, nu? Da, hai că m-am și udat, că m-am spălat pe față, m-am refreshat. Acea mască este o mască detoxifiantă. Deci, practic, ce se face? Mănânci urma seara, te dai cu aia ziua și tot toxinele le scoate din tine, ceva ce nu ai văzut, domne. Vreau să mergem în centru. Da. Vreau să merg până la Marks & Spencer din centru, că am înțeles că avea produse lux acolo și vreau să verific acest von. La Marks & Spencer? Da. În centru? Da. Ok, da. Să mergem la cafeluță. Uh-huh. Și la întoarcere, de poate, trecem pe la German să-mi iau și o mâncare, că e acolo tot în centru. Eu astăzi sunt pe program mare, program de salată. Am putut să fac o salată de aia de roșii, cu castraveți, cu ceapă, o împuțișune din deci, aia. Deci eu sunt pe program de My Husband cu ceapă. Uitați-vă la Lizzie cât e de fericită. Da. Ah, așa să te tot plimbi. Ce frumos, ce liniște. Se vede că nu este 1 septembrie. La 1 septembrie începe nebunia. Vor fi mămici, vor fi copii și va fi o veselie totală pe străzi pe aici. Astăzi este mai ales la ora asta. Și toată lumea e plecată. Unde e azi? Toată lumea e în Brighton. La Brighton, unde sunt 35 de grade, apa de 28 de grade, v-am mai spus. În ce vise? În tablouri, în poze de regulă. Ia fii atent că mergem iar pe aici. De regulă bate un vânt teribil când mergem pe culoarul ăsta. Ce iubire! Chiar e frig. Da, 18 grădulețe erau în mașină când ne-am uitat. Auzi, e deschis? Că pe aici tot e închis. Eu nu-mi dau seama unde este. Eu cred că e deschis. Trebuie să o luăm pe aici și să mergem pe strada principală. Există să arunc un ochi în engleză? Throw an eye? Throw the eye. Ce vâjelniță e. Și au torturi și de-astea și eu trebuie să mănânc carbohidrați. Leble. Ia uite ce avem aici. Napoli salami. Asta e un fel de totu cu tunio, cum îți doreai tu. Dar nu știam de asta. Păi cât trăim învățăm, draga mea. Lasă-le, că pe mine astea, la astea, eu la astea mă uit. Doamne. Nu e de noi aici, eu zic să plecăm mai repede. Și că e nu știu ce în catedrală, ne spunea cineva câteva zile. Nu ar trebui să investigăm și noi? O cafenea, o figură, o treabă. În cafenea, în catedrală? Da. Auzisem ceva, nu știu, nu mi-am amintesc. Acum câteva zile, nu știu, mi-a spus cineva. Hai, domnule, să intrăm, și așa. Nu știu, hai e să bank holiday, ce contează? Cine are de învățat, nu-i așa? Acum te lauzi după ce ai terminat cartea. Păi mai am una. Scone. Uite salata mea unde stă, o vezi? Da, da. Așa vreau să-mi fac o salata astăzi. Uite aici, chec cu lămâie. Da, putem încerca? Vrei să încercăm cafele să putem bem să... aici? Da. Vrei acum sau mai timp mergem dincolo? Hai să mergem până la Marks & Spencer, dăm o tură și venim înapoi. La țânc! La țânc, da. Am stat, dacă n-am fi pe fugă, că na, doar așa cum am zis data trecută, vlogul trecut, lucrezi astăzi, mai așa, mai pe light, dar... Lucrează ca să aibă 50.000 de vacanțe din fonului. Da, eu nu lucrez, în schimb, eu sunt la liber, dar așa cum știți, că cineva mi-a zis ce tot înveți, domne, în fiecare vlog ne spui că înveți. Păi dacă asta fac, ce să vă zic? Vă zic că mănânc semințe la colțul străzii, aduce bine? Căutăm cojile, să căutăm cojile. Ai grijă la tramvai stânga-dreapta pe aici. Hai, să trecem. Uite, domnule, Marks & Spencer, dar asta e cu țoale. Cu țoale. Și ce căutăm noi mai precis aici? Vreau să văd, am auzit că au produse lux aici. Păi și unde să le aibă, la țoale? Ei au cosmeticele lor. Da? Da. Eu habar, vreau să văd dacă e adevărat. Hai că am intrat de Marks & Spencer să descoperim că la etajul 2 au și ei cafenea. Și nu numai asta, dar au și food. Da. În sensul de au magazin de mâncare. Noi n-am fost niciodată în Marks & Spencer. În partea acolo. De câte ori am trecut peste el. De câte ori am trecut pe lângă el. Le vedeam de afară haine și scria Marks & Spencer. Nu știu cum scrie afară. Scrie că e de haine. Și atunci am zis că nu au și mâncare. Hai că arăți ca memele ăla cu John Travolta. Ai exact. Sus. Să-mi pic aici. Ai găsit unde e? Da. La Beauty. La 1. La Beauty. La 1. Bun. În felul ăsta nu ar trebui noi să mergem și pe la cafenea? Pe asta mergem și la 2, să vedem cum să e cafenea. Să vedem cum arată, nu? Ce vorbești, domne? E un întreg rai, nu că au câteva produse de frumos. Parsip de pig! Doamne, uite ferește. Mă, eu sunt asta. Deci tu ai avut dreptate când ai spus că ei chiar fac produsele lor. Bad Feather, au, asta este brandul lor. Uite, cum să nu-i cumperi cuiva cadou așa ceva? Dar e raionul de mare, da, chiar nu mă așteptam. Da, și au Marks & Spencer și uite, au și L'Occitane. Probleme, nu? Creme de mâini? Au și Nux.
Ia uite, domnule, și eu am venit o de la comoară pe care o descoperi abia acum, după câți ani stăm noi aici în Sheffield, domnule? Da. Ca după, să vezi. Trebuie să ne mutăm, nu? De obicei când descoperim ceva bun, ceva nou, noi ne mutăm, de obicei. Dar nu, da. mai stăm puțin. Vreau parfumul de la Nux la floral, după ăla mă uit. A, lavandă. Lavandă pură, nu? Da, lavandă. Provence toată ziua. Ce mișto miroase. Miroase cum miroseam L'Occitanul alea prin Franța. Ții minte că mergeam în La Rochelle în special. Da. Și noi cu L'Occitanul și La Rochelle. Aștept trandafiri. Ești pregătit să stai aici până îmbătrânim? Stau, ce să fac? Mi-am luat până la urmă Prodigieux Floral de parfum. Pentru că, așa cum am zis, mi-a plăcut enorm când l-am descoperit. E foarte curat. E exact un parfum de vară cu niște note super florale, feminine și curate. Cum se procedează oare? Ne uităm sus aici, probabil, și le cerem. Dar uite câte specialități are. Ce ți te face cu ochiul? Sincer, îmi face cu ochiul... Dar nu mai face, că mi-a trecut când am văzut că are 190 de calorii. Acum am prins cum e sistemul. Vii și ții frumos tavă de aici. Și te plimbi cu ea frumos ca la împinge tava așa sau puși de trei, cum zice Delia, și apoi vii aici. Thank you! Ăsta e al Deliei, ăsta e al meu. Thank you so very much! Te ajut? Am chemat ajutoare ca să nu mai fac eu pe ospătarul, bucătarul, cofetarul, patiserul, că știți ce este de regulă. Auzați-vă! Se varsă totul. Perfection. Perfection, domnule. Dar câta cafeaua? Ci că asta este regular. Păi aia mare cât e atunci? Că e o găleată de cafea aici. Nu știu, stai mult. Dar da, am nevoie de ceva light acum, că totuși e ora... S-a făcut 4? Da, da. N-am ceas, n-am telefon. Eu sunt ca aici, ultima apucată. Este 4 fără 20. Deci mă deschisesem ăsta să mă uit la el, că știți că sunt fascinat. Și cum e? Are o sticluță lejeră, așa. Cu o cantitate destul de mare, 45 de lire a costat varianta asta de 50 de mililitri. Nu pot să zic că este ieftin atâta vreme cât nu este nici persistent, deci practic rezistența îi dă cumva valoarea parfumului, pentru că cu cât e mai rezistent, cu atât ai nevoie de mai puțin, cu atât îți ajunge mai mult, nu? Dar în cazul ăsta nu vorbim despre astfel de lucruri, vorbim pur și simplu de faptul că îmi place mirosul de nebunesc. Și așa cum am zis, mi se pare foarte potrivit pentru vară. Și acum mă snifuiam singură. Ăsta cu cocos mi se pare foarte încărcat, nu e ceva ce aș purta decât și când îl văd pe ăsta purtând la plajă. Oh, da. Dar în condițiile în care la plajă nu porți parfum, că intri în apă oricum, ce puțin eu intru. Pentru că miroase foarte tare a cremă de plajă din aia cu cocos. În schimb ăsta, vis de ceai, că așa se numește, râv de te, seamănă cu Elizabeth Arden când îl, cu green tea, când îl aplici, dar ulterior își schimbă și aduce mai mult spre genul ăsta de un parfum clean. Și ăla e foarte fresh. Adică vine în familie, asta vreți da, să spui. Da, vine în familie, adică are note similare cu ăsta. Și Elizabeth Arden este foarte fresh green tea, dar la fel și aia, în general, parfumurile astea fresh par să nu fie cele mai rezistente. Nu, nimic. Foarte bună cafeaua. Doar le fac cu mâna. Ia uite, au și chestii de bucătărie aici. Ia, hai la tigaie cu tine, la cratiță, ia să vedem. Eu am un singur cratiță. Loc unde îmi place să merg la cratițe și fără mișto acum. La TK Maxx îmi place la chestiile alea de bucătărie. TK Maxx-urile care au, că nu toate au. Da, nu toate au, într-adevăr. Că... Dar nu avem așa? A, e aluminiu, am crezut da, că nu, e nu e din aia. Tu vrei creuze din aia? Da. Păi mergem la creuze. Da, nu vreau eu să dau 300 de lire pe o oală, că doar ce pana mea, ce basca mea, nu e așa? Nu știu, această femeie modernă care gătește în oale de 300 de lire, ce sarmalele pe care le fac în aia de 50 de lire nu ies la fel ca în aia de 300? Ba, foarte bun. Sau în oala mea de lutri acasă? Hai să merg să-mi fac eu mai bine o salată. N-am mai făcut nimic de mult, shaming mie, că sunt această putoare care nu gătește. Lasă, dragă, ești preocupată cu învățatul. Nu, domnule, îmi fac shaming ca să-mi fac și eu shaming, că să-mi fac ca alții mereu. Îmi fac eu, singură. Ai zis că vrei să te mai uiți la da, niște da, da, chestii. Vreau să fac niște snapshot-uri în capul meu, așa, niște... Să-mi rămână în cap, am văzut niște lucruri pe care vreau să le achiziționez de-a lungul timpului. Acum că le am pe astea din calendar, aștept să le consum, că așa fac mereu, fac o droaie de... fac stoc și ajung să le arunc, că ba expiră, ba nu mai sunt bune de nimic. Ba uite, ăsta e la de la tu micuț, de la întorc și cum ai zis tu, mă, că te dai cu el și strălucești. Vreau să mă ajuți, că nu mai am mâini. Aolea, păi nu mă parfuma pe mine, scumpa mea. Doamne, ce-am ajuns, material didactic, doamne.
Asta îți place, nu? A, asta e de gust, da. Asta îmi place, celălalt nu-mi place de mai dată. Deci nu-ți place Sun, da? Dar îți place Rev de Tei. Îmi place ceaiul de tei. Păi? Bine, Rev de Tei e vis de ceai, dar mă rog, și... eu zic ceai de tei, că vorba aia. Dar pe aici pe e? Pe aici sunt tot felul de parfumuri, jur că n-am auzit în viața mea de parfumurile astea. Aia cu verbena, eu ador verbena, ceaiul de verbena pentru mine este un vis. Este are un gust atât de plăcut și atât de bun e, încât iarna, de exemplu, tot beau ceai din ăla. Și aici e niște parfumuri despre care eu n-am auzit și niciodată și nu le știu nici. Uite, de exemplu, Sea Salt and Neroli. Ăsta trebuie să fie ceva, doar un positano poate fi purtat. Ia să-l vedem. Uite-l cum arată. Eu mă duc, chem pe cineva? Mă duc. Doamne, miroase senzațional. Deci opinia mea e să chem pe cineva acum, să dai pe mâini, că pe am mine mai da, gata. Pe cineva să dau. Aolo, ia uite-mă, băi frate, vă mă fac să miros ca ultima... Hai că promit că doar ăsta mai... Nu, nu-mi place. Mie nu-mi place. Mi-ai pus pe nas acum. Da. Miroase foarte fresh, deci ăsta e interesant. Cât costă ăsta? Uite, la o șivoarietă mică așa. Uite, e prețul căzut acolo. 6 undeva. Lire. Dar ce e asta păi de 6 nu știi, lire? Ca la... Eu cum ai tu parfumurile de la Lidl? Cred că nu ți... Exact, uitat? Cred că nu ține deloc. Dar nu, cum să zic, nu judecați. Și mai e Pink Pepper ăsta, care eu ador Pink Pepper-ul, dar... Nu, nu mă mai dai pe mine, lasă-mi în pace. Păi, ce facem aici? Stai să... Asta miroase mai mult a mandarine decât a Pink Pepper. Astea ce mai sunt? Voile... Provence, Provence! Calm after the storm. Dar sunt tot Santorini felul. Days. Hai că ne prostim și eu am de învățat și bineînțeles că prefer să mă prostesc decât să învăț. Hai la salată, hai că tot vreau și să ajung la salata aia săptămâna asta, mi-e foame. Hai că au de toate, e la fel de mare ca cel din Meadow, vezi? Cola. Very interesting cola. Ce tare. Hai să încercăm, vrei? Caut niște legume, am chef să-mi fac o salată. Și știi ce porcărie o fi asta? Vedem, e un fel de cola, nu very interesting cola, zic ei. În rest, aceleași chestii, aceleași nebunii pe care le găsești de fiecare dată la Marks & Spencer. Unde-s, domnule, cruditățile? Cred că-s pe partea cealaltă, acolo. Da. Uite, luai și tu ceva ca lumea, un ginuleț, așa. Pofim. Pofim, da, cum zici tu. Eram foarte deștept dacă luam un coș. Cucumber. Cucumber. Ceapă. Ceapă, da. Vrei de asta verde sau de altă? Nu, e bun ăla, e bun. Ardei și roșii. Vrei? Nu. Roșii. Uite, o lădiță din asta de aici? Nu-i cam mult? Păi da, dar ajunge asta, da? De aia zic. Da, o lădiță. Sunt bune? Ia încearcă-le. Încearcă-le, vezi, nu așa, domnule. Sunt bune. Poate nu sunt bune. Pune aici. Așa, avem ceapă, avem castravete, avem ce-ți mai pui de obicei, roșii. Toată? Vrei avocado? Nu, vreau ulei de măsline pe care l-avem acasă, dar aș vrea să schimb ceapa. M-am răzgândit și iau și, sau nu, iau și o de-asta, mai bine zis. Ia uitați, ceapă, ca lumea, nu așa. Și de lea am mai pus și ea ceva între timp. Aia? Nu, lasă-le amândouă, amândouă, te rog. Bun, hai să ieșim de aici, că e un frig, salată nu mai pot. De vreun fel vrei? Să mai punem și frunze? Dacă vrei, tu-ți faci salată, merg? Eu nu-s pe carne. Hai, domnule, să facem. Hai să băgăm un rochet. Hai, bagă aici. My favorite. Pune aici. Îți place noua mea achiziție, această gentuță de model M&S? Îmi place cum am pus noi pe ceapă, castraveți, dar desigur și un parfum. Păi, domnule, după ce dai cu ceapă și cu castravete și cu roșioara și cu alea, trebuie să te reîmprospătezi. Bineînțeles, nu? La ce frig e afară. Da. Aia e bine, nu mă plâng. Ne-am crezut că să fie frig doar înăuntru, că de-aia ne și plângeam mai devreme, dar ce să vezi? Stai așa că nu e așa. 17 grădulețe, da? Hai mă, nu mergem și noi odată la German Doner Kebab și am comandat până la urmă acasă. Acum mergem la ei, că toți suntem aici, dar tot așa, mergem la ei și comandăm pentru acasă. Uite, au și păcănele din alea, poți să-ți comanzi singură. Da, e drăguț aici, da. A, super. Știi ce vrei, draga mea? Bineînțeles. Ia, vreau ce ți-ai? Doner Gym Box. Ce vorbești? Extra chicken. Dar nu poți să-i spun să scoată salata? Lasă-o, domnule, acolo, cu ce te încurcă. Lasă salata acolo. Cum vezi un pic verde, cum auzi de verde, cum? Gata, ignor direct. Poți să-ți adăugi și mix, uite, extra mix. Nu, no, că-mi dă bandă. Bandă? Da. Auză. Și acum așteptăm elegant aici, când ne vine rândul. Scrie undeva numărul și nu vedem noi. A, uite, da, uite, scrie în dreapta acolo sus. Perfect. Eu nu știu, încă stăteam și mă gândeam că scrie Original German Doner Kebab. Ce e german în toată povestea asta încă n-am descoperit, dar thank you very much.
Am plănuit totuși să venim cândva și să mâncăm aici înăuntru. Observam noi așa că este mai curat decât la KFC. Da, toate KFC-urile în țara asta sunt super murdare, mâncarea e super nașpa, dar asta nu înseamnă că din când în când noi nu mai comandăm pe acasă KFC. Ce are ce am eu aici? Varză roșie și carne de shawarma de pui. Adică carne din aia de pui, tăiată așa frumos, piept de pui. Da, și este, se numește Gym Box. Nu se potrivește cu numele cu tine. Azi în, ai fost la gym și ai nevoie de proteină și practic este no carbs. Ca asta am citit-o astăzi despre ea pe internet, că cei care țin dietă ketogenică s-au interesat și au făcut chiar și petiție pe Twitter să le spună ce conține acest box și dacă este ok să-l mănânci atunci când ești full keto, mai ales cei diabetici. Chiar? Și li s-a răspuns că da, și este full keto, poți să mănânci fără probleme, mai ales poți să ceri și fără salată, să nu spună salată de lume, să mănânci doar carne, ci piept de pui fript. Aia, ăsta e vlogulețul nostru de astăzi. Încă o dată vă mulțumim foarte mult dacă aveți posibilitatea de a răspunde la întrebările pe care vi le-am adresat în deschidere, mai ales dacă cineva și locuiește realmente acolo, în The Isle of Man. Da. Bine, gata. Spuneți-ne dacă mergem în The Isle of Man sau nu. Nu, că mergem. Mergem acasă la învățat cu noi. Iar zic. Pe curând. Pa, pa de mâine.